Agenția Națională Antidrog, în colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor, au pus bazele unei campanii de informare privind efectele consumului de droguri. Programul de conștientizare și informare se desfășoară în incinta penitenciarelor pe durata 2 luni. La acțiune vor participa atât deținuți care sunt condamnați pentru trafic și consum de droguri, cât și persoane care au comis fapte grave din cauza consumului de substanțe interzise. Pentru eficientizarea programului și pentru a obține un rezultat mai bun, membrii coordonatori au hotărât ca la acțiune să participe și elevi din cadrul colegiului Ion Maiorescu. Începând din luna octombrie, Agenția Națională Antidrog, prin cele 47 de centre care le are, desfășoară în toate penitenciarele după teritoriul României campania Dependent de Speranță, închisoarea nu este un capăt de drum. Este o campanie care vizează deținuții și cei care se pregătesc pentru liberare. Ei sunt informați asupra riscului care și-l asumă consumând substanțe interzise și de asemenea sunt informați despre serviciile pe care le oferă centrele noastre la nivel județean. Potrivit coordonatorului centrului Antidrog Giurgiu, deținuții consumatori de droguri vor beneficia de consiliere gratuită și în perioada de după eliberare din penitenciar și vor fi ajutați să se integreze din nou în societate.